Подождите, пожалуйста. Все ведь секреты. Не хамите, пожалуйста. Все ведь секреты. Ce faceți, doamnă? M-a lăsat centru la șef. Подождите, пожалуйста. De ce? Просто știu ce se întâmplă acolo. Подождите, luat пожалуйста. O statică mass-media. Имейте уважение. Da. Сейчас выйдет Михаил и вам все объяснит. Да. Вот еще вот. Вреau să aud. Я не могу. Смотрите, он чуть ли не дерется со мной. Halal Spital. Vă portați ca închisoarea șeful de departament. Am ușa să întreb de dumneavoastră de ce nu vorbiți românește. Pot să aflu cum vă numiți, vă rog, și ce funcție aveți aici? Vreți să-mi spuneți cum vă numiți și ce funcție aveți aici? Dumneavoastră aveți obligația să purtați cu son. Nu-i așa? Nu sunteți la serviciu? N-ar trebui să purtați cu son, doamnă? Poate nu înțelegi ce înseamnă e cu son. Mă știu să vorbesc cu șeful dumneavoastră. O să afle lumea ce funcționar public avem, care nu respectă legea, limba oficială a statului și nu respectă probabil nici pacienții. Îi pune puteți să vorbească rusești sau nu îi tratează, pentru că nu le înțelege durerea, buba. Tratați numai pe pacienți care știu limba rusă, nu? Stai descalificant. Sunteți bună de dat afară. Și de amendat. Dar de unde știe el că nu are nimic dacă nu s-a uitat la el? Nu știu la spital atunci. Dacă nu are nimic, e sănătos. Uitați-vă cum vorbește și ridică și vocea. Deci complici și gardienii și medicii, halal, spital, halal, justiție. Uitați-vă cum vorbește. Și aveți stres. O să vadă la... Și-o luat microfon. Михаила Бекусар. Mafia halate albe. Da. Snidei judecată. Domnul șef, puteți să ne explicați, vă rog, cum se numește doamna asta care ne-a adus încoace? De ce îmblă în civil? De ce nu are e cu son și de ce nu vorbește românește? Limba oficială a statului. Domnul șef, cum se numește femeia asta care nu vorbește românește? Ce funcție are? Eu nu dau nici un răspuns, vă rog. Am înțeles, asta e atitudinea dumneavoastră. Deci aveți o subalternă care nu vorbește limba oficială a statului și nici dumneavoastră nu vreți să-i spuneți numele și ea nu poartă e cu son. Încălcați amândoi legea și drepturile noastre de cetățeni și de pacienți. Eu propun să o dați afară. Iată, sunteți împreună.